foc, eu știu dreapta la ce. Ce s-a întâmplat? De la ce a luat foc? A venit cu remorca, cu forțul și odată a luat foc. Ce dreapta? Ori a aruncat ceva, o țigară, ceva, nu știu. Băi, că ați sărit cu găleata cu apă, să da, păi cu găleata cu apă am sărit unde cine ești. Și l-am atras cu sătului, cu olea, cu lupețele. Până la fost, poate. Cu lupețele. Pompierii militari au fost solicitați să intervină la o remorcă încărcată cu fund. La fața locului ne-a depășat cu două auto speciale de lucru cu apă și fund, Iveco 2000 și Iveco 500. Incendiul se manifesta violent cu flacără, cu pericol de extindere incendiului la case din apropiere. Numele și funcția dumneavoastră? Șef gard de intervenție, Plătine Major Ionescu Nicolae. Ce ați văzut când ați ajuns la fața locului? Eu... cum au fost aprinsă aici focul? Și au sărit oamenii să-l desfacă? Da, au sărit toți așa, deci erau pe aici ca să stângă din apă și-ar putut. Odată mi-a părut... cum să vă spunem, de la cămin până aici așa, am venit. Când am ajuns în drum maica să intrăm în curte, mi-a zis o țigancă, vedeți că arde, ce arde? Când ne-am uitat deja ardea remorca. Asta e tot. Am basculat-o din mers, că se basculează, am dat fânul jos și... S-a avut norocul că se basculează. Noroc că se basculează, da, și am scăpat. Exista pericolul da. Să ajungă la casă, da? Era pericol, dar că intrau cu ea în curte. Era pericol mare. Dar restul...